Într-o partidă din cadrul etapei a 19 a Ligii a doua, Farul a primit vizita liderului Serie Est, FC Botoșani. Gazdele ocupau la începutul etapei ultimul loc în serie și porneau cu șansa a doua în partida disputată în compania unei echipe care este deja lansată către Liga 1. Oaspeții au lovit după doar 19 minute de joc. Fostul stelist Marius Croitoru a depășit defensiva Farului și a centrat ideal lui Attila Hadnaghi, care a reluat spectaculos în plasa porții lui Curcă. La un sfert de oră de la primirea golului, Farul a mai încasat o lovitură. Sergiu Popescu a văzut două cartonașe galbene la aceeași fază și a fost nevoit să ia drumul vestiarului. În 10 oameni, echipa Faniona orașului a fost mai ambițioasă și a încercat să învingă sorții, însă tot Botoșanul a punctat pe tabelă. În minutul 83, Fulop l-a văzut ieșit pe Curcă și a încercat să-l surprindă pe portarul Farului cu un șut de la distanță. Balonul a izbit transversala și a fost reluat în poartă de Casian Maghici. Scor final 2-0 în favoarea Botoșanului, care visează cu ochii deschiși la primul eșalon. Farul rămâne pe ultimul loc în clasamentul Serie Est. Știam că o să fie un joc greu și 11 contra 11. Din păcate, am rămas 10 contra 11, asta se simte. Contra unei echipe bune, șansele noastre jucând acasă erau 50-50 în condițiile în care jucam în egalitate numerică. În etapa 20-a, Farul stă, urmând ca în runda cu numărul 21, să primească vizita unei alte echipe moldave, Rapid CFR Suceava.